Mă aflu în Parcul Natural Văcărești, nu o să vă vină să credeți, dar ne aflăm la doar două stații de Piața Unirii, două stații de metrou. Practic suntem în buricul târgului. Am ajuns aici și dintr-o dată peisajul s-a schimbat radical. Am trecut de la trafic și gălăgie, la cântece de păsări, la o oază de verde și de albastru. Inițial aici trebuia să fie un lac de acumulare. Lucrările au început pe vremea lui Ceaușescu. Noi acum suntem de fapt pe fundul acelui lac abandonat și puțin câte puțin natura și-a reintrat în dreptul. În 2012 a apărut un articol în revista National Geographic despre cele aproximativ 90 de specii de păsări de pe vremea aia, acum s-a ajuns la aproape 200 și ca urmare a demersului National Geographic s-a înființat și Asociația Parcul Natural Văcărești, care și-a propus ca zona asta descrisă în articolul respectiv să devină parc natural. Lucru care s-a și întâmplat în 2016. La asta se referă până la urmă proiectul Rețeaua pentru Natură Urbană, de a multiplica modelul Parcului Natural Văcărești în multe alte zone ale țării. Zone de genul ăsta sunt în multe orașe ale țării. Trebuie doar să le descoperim și să le facem accesibile. Zona este foarte bogată și în păsări, și în vegetație, flora și fauna locului în care ne aflăm noi, lacul Dobrești se numește el, sunt similare celor din Parcul Natural Văcărești și ne dorim ca și această zonă să fie protejată. În primul rând ar trebui să ecologizăm zona, să curățăm pe românește. Pentru că ani de zile, zeci de ani de zile, s-au aruncat gunoaie și în apă, și pe mal, și e plin de peturi din mărci care nu mai există pe piață, e plin de molozi. Ori ar trebui să accesibilizăm cumva. V-am adus special prin zona cea mai accesibilă, în rest cred că am avea nevoie de macete ca să intrăm. Ar putea fi amenajate cumva niște surse de informare, respectiv niște panouri cu informații minimale despre speciile pe care le poți întâlni, poate două, trei foișoare de observație. Polentina se varsă în Dâmbovița, care la rândul ei trece pe lângă Parcul Natural Văcărești. Și e foarte important să creezi acest coridor verde-albastru între Văcărești, Dâmbovița, Colentina și Salba de aici. Mai sus, nu departe de Salba, asta e pădurea Băneasa. Și aceea este o zonă de mare interes. Este cel mai mare spațiu neîntrerupt verde al capitalei. Este una dintre zonele pe care o vizăm în proiectul Rețelei pentru Natură Urbană în București.